Autoritățile sanitare au raportat joi un număr de 1345 de noi cazuri de infecție, dintre care 23 în județul Suceava. Numărul sucevenilor testați pozitiv de la începutul epidemiei a ajuns la 4656, dintre care 3888 au fost declarați vindecați. Doar 36 de localități din județ nu mai au acum niciun caz activ de COVID-19. În 62 de localități sunt mai puțin de 5 cazuri active, 11 localități au între 5 și 10 cazuri active, iar în 5 localități din județ sunt înregistrate peste 10 cazuri de COVID-19 în evoluție. O situație specială se înregistrează în comuna Straja, acolo unde în ultimele zile au fost testate pozitiv 18 persoane, iar rata de infectare a depășit 3 la mie. Pentru a evita instituirea carantinei, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a dispus măsuri mai stricte de prevenire a infecțiilor. O să adoptați următoarele măsuri. Obligativitatea respectării de către toate persoanele de pe raza comunei Straja a tuturor măsurilor instituite atât la nivel național cât și județean pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum purtarea măștii de protecție, igiena mâinilor, distanțare socială, respectarea regulilor privind participarea la evenimente sau la slujbe religioase. A doua măsură, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele în piața mixtă din comuna Straja. A treia măsură, obligativitatea purtării măștii de protecție la toate evenimentele de orice natură, unde există aglomerări de persoane de pe raza comunei Straja, desfășurate atât în interior cât și în exterior. La fel, a patra măsură, obligativitatea purtării măștii de protecție la locul de muncă de către toți angajații agenților economici ce desfășoară activități în spații închise, precum și de către persoanele care vizitează aceste spații sau care vizitează cabinetele medicale. A cincea măsură, zilnic vom face dezinfectarea zonelor aglomerate de pe raza comunei, magazine, dispensar, farmacii, piață, poștă și restricționarea activității primăriei în relația cu publicul pentru cetățenii și instituțiile publice. Astfel, accesul cetățenilor este permis între orele 8:30-12, asigurat prin un ghișeu creat la parterul instituției. La fel cu obligativitatea purtării măștii și dezinfectarea mâinilor la intrare. Pe de altă parte, a fost înregistrată o creștere și a pacienților internați cu COVID-19. La Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava sunt 136 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 99 de pacienți în zona tampon. 12 pacienți sunt cu forme grave în secția ATI, dintre care 5 sunt ventilați mecanic. La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 75 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 7 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Totodată, 107 suceveni testați pozitiv sau care prezintă simptome specifice COVID-19 sunt în izolare la domiciliu, iar 498 de persoane se află în carantină.